Incendiul izbucnit pe 14 noiembrie 2020 în secția ATI a Spitalului Județean de Urgență din Piatra Neamț a lăsat multe familii înmărmurite de durere, de întrebări fără răspuns, dar și de neputință. 10 pacienți au pierit în tragicul eveniment sau ca urmare a situației generate de izbucnirea flăcărilor, având în vedere că mulți dintre ei erau conectați la surse de oxigen sau ventilați mecanic. Alții, spun rudele, erau conștienți și chiar nerăbdători de externare. Alți 5 pacienți și-au pierdut viața după ce au fost transferați la alte unități sanitare de suport COVID. La 7 luni de la incendiu, avocatul unor rude transmite periodic, atunci când se mai mișcă ceva, anumite precizări din anchetă. Un vinovat sau mai mulți, însă, nu par să fi fost găsiți până în prezent, iar momentul pare să fie departe de a se apropia prea curând. În aceste luni s-au condus la audieri cadre medicale, s-au cules probe, s-au emis ipoteze și scenarii despre cauzele izbucnirii incendiului, dar și despre cum a fost gestionat momentul de către angajații Spitalului Județean. Din ultimele informații reiese preliminar faptul că unii dintre pacienți ar fi scăpat de flăcări, dar au decedat din lipsă de oxigen. A fost și expertizarea la INEC Iași, dacă nu mă înșel, cu niște faci, s-au făcut niște audieri pe partea de persoane fizice, de părți vătămate, deci s-au mai făcut niște demersuri. Considerați că ancheta merge așa cum ar trebui, adică urmează anumiți pași, să spunem că merge lent, dar sigur? Din punctul meu de vedere și uitându-ne puțin către zona asta a INEC-ului, mie mi se pare totuși că stabilirea unei cauze, cel puțin probabile măcar, dacă nu fixe, pentru că se pare că dacă a durat atât de mult, s-ar putea să nu aflăm niciodată fix care a fost cauza, pentru că ea a plecat de la o discuție cu acel injectomat, dacă ne aducem aminte. Ulterior s-a ajuns la o altă discuție că ar fi fost vorba despre o, eu știu, defecțiune la sistemul electric. Deci s-ar putea să nu aflăm niciodată cauza precisă. Ceea ce mă interesează pe mine este să am o expertiză, să văd până la urmă dacă putem să spunem că într-adevăr de acolo, din pricina spitalului și a instalațiilor, fie că vorbim de instalația de oxigen, fie că vorbim de instalația de electricitate sau orice altă instalație a spitalului, am putea să le atragem lor răspunderea, pentru că pe oamenii ăștia sigur nu-i mai vie nimeni. Miza în momentul de față este identificarea vinovaților și să nu ne trezim iarăși că e vinovată femeia de serviciu și sigur plata de daune și despăgubire așa cum s-a cerut în dosarele respective, pentru că vorbim de niște milioane de euro, vorbim de două familii care, cel puțin la prima vedere, una dintre victimele, uneia dintre familii, a decedat ca și cauza absolut direct a incendiului, având arsuri groaznice pe toată suprafața corpului. Și este o altă familie care suntem, să spunem așa, în divergență cu raportul de necropsie, pentru că raportul de necropsie se arată că nu ar exista o legătură de cauzalitate directă între incendiul produs acolo și decesul persoanei, arătându-se în mod greșit, după părerea mea, că practic a murit din pricina unei insuficiențe respiratorii. Păi tocmai că insuficiența respiratorii este dată de pornirea incendiului de acolo și despre neintubarea, reintubarea persoanelor duse în secția de primiri urgențe nu se mai vorbește absolut nimic. Deci dacă oxigenul ar fi mers și incendiul nu ar fi nu s-ar fi extins acolo, nu ar fi fost declanșat, e clar că persoanele respective n-ar fi decedat de insuficiență cardiorespiratorie prin simplu fapt că erau conectate în continuare la aparatele de oxigen. E clar că lucrurile, cred eu, că puteau fi făcute ceva mai repede totuși. În același timp, au fost și multe audieri. În momentul de față, ultima informație este că procurorii s-au dus la un depozit de materiale pentru a identifica materiale și medicale, pentru a identifica anumite piese și să le pună în cadrul acestei expertize, numai pentru a putea face o reconstituire, dacă vreți, în incendiului. Vinovați de această tragedie am fi cu toții, potrivit declarației ministrului sănătății de la acea vreme, Nelu Tătaru. Vina colectivă ar consta în faptul că la distrugerea sistemului sanitar din România am contribuit cu toții, unii faptic, alții prin nepăsare. 3 dintre persoanele audiate au indicat drept posibilă cauză probabilă a incendiului un injectomat care a propagat focul către combinezonul unei asistente. Din planșele foto ar fi reieșit și faptul că în secție existau candele care ar fi fost aprinse. Ancheta cu privire la incendiul de la Spitalul Județean din Piatra Neamț este gestionată de parchetul general, de aceiași procurori care au investigat incendiile de la maternitatea Giulești și de la Clubul Colectiv.